Hai noroc și Doamne ajută, fraților, bine v-am găsit la un nou vloguleț. Am terminat de descărcat, uitați să niște cutii din astea care se văd aici, deci astea pe aici. Am terminat de descărcat cutiuțele și mergem să ne facem de cap acum cu ceva remorcuțe. Adică planul următorul, a mea goală o las pentru încărcat într-o firmă și de acolo iau una plină și mă duc la baza noastră din Getafe și fraților de acolo urmează să-mi iau. Deci o las pe asta plin acolo. Urmează să-mi iau una goală. Acușa nu mai știu după aia ce mai e de făcut cu aia goală, dar cu siguranță o să plec undeva să fac repaus într-o firmă de coletăreală. Deci cu siguranță ceva de genul ăsta va fi. Deci bun măi fraților, v-am spus care e planul și acum aș vrea să dau lumina mă, mai tare. Ia stai așa să mai dau. Dai mă lumina mai tare. Boss mă, așa. Hai, perfect. Da lumina mai tare, domne, să văd ce e așa pe telefon. Să nu cumva să-mi iese filmarea haotică. Haotică e treaba. Bun, avem un soare frumos. Stați așa să cobor și o temperatură aici pe low. Pe low, aer condiționat on. Pentru că e cald, domne, e cald și când e cald, e cald. Și mă, fraților, astăzi vreau să vorbim despre subiectul și anume, subiectul este pentru începători și anume bagajul de plecat pe comunitate. Ce să conțină, domne? Ce trebuie să iei așa când pleci pe prima oară pe comunitate? Te angajezi, nu știi cu ce să mănâncă, dai cheie la camion și dai să-i pută sfecla, înțelegi? Mă... Deci, cel mai bun prieten al tău pe comunitate, din tot bagajul, o să-ți fie butelioara. Deci, butelia. Țineți minte lucrul ăsta. Deci, butelia, primul lucru pe care să-l iei, plus neapărat, fraților, să vă luați și reductor, adică să puteți încărca butelia în benzinării. Pentru că sunt benzinării unde au gaz să încărci pentru mașinile cu gaz și dacă ai reductor din ăla, mă, stai că-mi fuge ăsta, frate, pe aici, stai mă. Și dacă ai reductor din ăla, te încarci la butelioară frumos, direct din benzinărie, ieftin și la îndemână. Deci ne-am înțeles, deci cel mai bun prieten al tău o să fie butelioara, frate. Butelioara number one este. Bun, așa. Acușa, deci butelii avem, reductor avem la noi, da? Următoarele lucruri importante, foarte importante chiar. Deci, îți trebuie neapărat să-ți iei la tine două sisteme de navigație. Deci două, nu pleca doar cu unul, că nu se știe cum se arde, se mierlește cardul din el sau diferite chestii.
și rămâi TNN-ul în străinătate. Și să știți că fără GPS e grele. E foarte grele. Deci, două sisteme de navigație, două GPS să aveți. Reconfigurarea traseului. What? Bă, pe aici scrie subchic, nu știu dacă ăla e bine. Opa, opa! Ce făcuși, mă, băiete, mă? A, ăla e bine. Hai că Ioana era iar pe restricții. Ioana nebunisă de cap iar. Deci două sisteme de navigație, două GPS, să le ai la tine. Deci ăsta al doilea lucru, foarte, foarte important. Al treilea lucru, tot așa, la fel de important, este să ai la tine două telefoane. Deci două telefoane neapărat să ai la tine. În caz tot așa de defecțiuni tehnice la vreunul din ele, tot așa să nu rămâi TNN-ul. Așa că al treilea lucru, am zis, două telefoane pregătite la tine. Bun, rezolvată, rezolvat. Și acum să trecem la următoarele chestii. Bineînțeles, hăinuțe. Hăinuțe, chiloței, gecuță, dale scurte, de acum na. Depinde la hăinuță, depinde în ce perioada anului o să te duci pe comunitate. Tot în domeniul hăinuțe, dacă nu vă dă firma, să aveți bocăncei cu bode fier. Dar sper că vă dă, că normal, cam firma trebuie să vă dea. Deci bocăncei cu bode fier să aveți, hăinuță de schimb, chiloțauri, tot ce trebuie acolo. Cât de cât, știi? Bun. La hăinuțe știe toată lumea cum stă treaba, ce să ia, ce să nu ia. Perfect, perfect. Acușa, măi băieți, ar fi următoarea variantă. Trecem iar la domeniul păpică, bucătăreală. Deci bucătăreala e foarte, foarte importantă. Și acum să nu aud comentarii de genul: da, domne, ce vorbești, domne, că noi mâncăm numai la restaurante, domne. Hai, mă las, bă, mă las. Du-te, bă, cu restaurantul tău, domne. Dacă am stat noi șoferii să mâncăm numai la restaurante, mă, băieți, mă, aoleu, pe ce ne-am face, mă, tată? Ne-am întoarce acasă la muiere la sfârșitul lunii, zero bani. Deci plecăm de acasă așa, ca să mâncăm la restaurante. Na, n-ai cum. Deci, uitați treaba cu restaurantul. Asta era, cred că pe vremuri, când șoferii câștigau foarte mult atunci, da. Acum, la cât câștigă un șofer, nu prea mai e de restaurante, așa că butelia la bază. Și anume, vă luați și voi o tigaie faină, lingură, furculiță, cuțit, neapărat. Ăștia rezolvate și o cratiță să vă faceți mâncare. Atenție! Cum se procedează cu făcutul mâncării? Pe weekend îți faci mâncare și s-o pui la borcanele. De exemplu, 5 borcanele, pui mâncare în el. Faci pe weekend două feluri de mâncare, să spunem. 5 borcanele să ai pe 5 zile. Să mănânci ceva cald pe fiecare zi, că nu stai să mănânci dimineața la cafeluță, tu te-a pus să mănânci nu știu ce, ciorbă, tocană sau ăștia. Da, măcar o masă pe zi să fie caldă. De aceea 5 borcanele le umpleți frumos cu mâncărică, le băgați la frigider. Iar după aia, în cursul săptămânii, numai le încălziți și aia e toată treaba. Rezolvată, rezolvată. Deci am vorbit de treaba asta, am vorbit. Acum trecem și la domeniul igienă. La igienă, bineînțeles, deodorant, pastă de berberit, mașină de berberit și chiar o mașină de tuns.
de tuns, o mașină de tuns, de-aia faină care se încarcă și are ea baterie internă, știi? Deci o încarc și zice, merge o jumătate de oră. Și pur și simplu vă frezați sângurei, domne, în oglindă acolo, sau un coleg în parcare care se pricepe la tuns, la una alta, dar să ai acolo tu mașină. Pentru orice eventualitate, să ai acolo o mașină de tuns la tine. Deci, am rezolvat-o și pe asta, mă, ce-ar mai fi, mă? Parcă ar mai fi ceva și nu știu ce-ar mai fi. Mă, ce-ar mai fi, mă, nene? Deci, asta e rezolvate. Am vorbit de odorante, spray, parfum, socoteli. Așa, șervețele umede, neapărat. Hârtie pentru șterg geamuri, soluție de spălat parbrizul. Iar pentru băieții care sunteți fumători, să știți că cel mai ieftin o să ieșiți cu țigărele făcute de dumneavoastră pe persoană fizică. Adică, vă cumpărați, de exemplu, din Luxemburg, unde e mai ieftin tutunul, vă luați de-alea cutii din alea mari cu tutun, filtre, mașinărie de-aia de făcut țigarete și dați biceală, fraților. Atenție, șoferii nu mai câștigă cum câștigau înainte, să-și permită multe luxuri. Acum e așa mai pe economic. Eu de-aia deci eu vă învăț și vă învăț acum, vă învăț stilul ăsta 2020. Cu ce trebuie pe comunitate. Pentru că astea sunt timpurile, astea sunt salariile, șoferia s-a cam dus. Hai repede, hai repede, până nu vine cineva, fratele meu. Bun, am rezolvat. Oho, că avem și radar aici. Brrr, n-auzi, mă. Brrr. Da, măi, băieți. Și ce să mai? Deci ăsta e bagajelul. Aprovizionarea o faceți din magazine, cum e Lidl, Aldi, dacă sunteți pe Spania, Mercadona, Dia, Eroski. Nu trăiți din pecuri, fraților, din peco. Vă spun sincer, au ăștia niște prețuri de te bubuie în peco. De exemplu, hai să un energizant de la Monster, de la ajunge și la 3 euro într-un peco. Și eu din Mercadona îmi iau la ofertă 4 euro 4. Deci ca să vedeți cât este treaba de scumpă în benzinării. Bun, ce să vă mai luați la voi? Un laptop. Vă descărcați de acasă filme, grupa mare. Așa, și la chestia cu laptopul, nu vă cumpărați, fraților, de ăsta, transformator de ăsta de face de la 12V, face 220. Asta e o mare porcărie pe camion. Deci omor bateriile camionului degeaba pentru un laptop. Eu la laptopul meu am o jucărie, uite așa, micuță, care o bagi direct la 12V la camion și, sincer, mergea, laptopul meu mergea non-stop și mă și jucam jocuri, deci nu numai că mă uitam la film. Mă jucam și jocuri, fraților, și nu aveam niciun stres. Deci nu luați de-alea, nu știu, invertoare, mă. Da, invertor. Deci nu vă luați invertor pentru laptop. Vă luați o jucăreală care merge direct la brichetă. Și atât, la brichetă aici, la camion, și ați să vedeți cum n-aveți niciun stres cu aia. Deci niciun stres nu o să aveți cu aia. Rezolvată cu laptopul, rezolvată. Bineînțeles, o priză de asta de brichetă cu 3-4 mufe. Neapărat trebuie și de asta. Ar fi bine la chestia asta să mai aveți și una de rezervă, pentru că să știți că se cam mierlesc prizele astea. Și eu tot timpul aveam după mine
mai aveam alta de rezervă, nu nouță. Bine, mai găsesc și Impeco, dar dacă vrei să pleci de acasă full option, pleci, domne, cu tot ce ai nevoie. Din start așa, din prima. Și cam asta fi, mă, băieți. Deci eu zic că pentru pleca pe comunitate v-am făcut băgăjelul pe stilul 2020 din partea lui Sorinel, fără număr. Dacă plecați așa cum v-am spus eu ce să luați la voi, o duceți beton. Beton, beton. A, și stai că uitasem de o treabă. Luați-vă la butelie, mai luați-vă și încă o de aia, o pâlnie aia deasupra, arzătorul ăla. Mai luați-vă unul de rezervă la voi, pentru că și alea cam dau rateuri, da? Mai luați-vă și un de la. Și vă garantez eu că o să plecați alților pe comunitate. Mă, băieți de băieți, băieți de băieți. Ce ar mai fi, domne, ce ar mai fi? Da, uite, ce ar mai fi? Bun, eu n-am avut, dar e folositoare, o pelerină de asta de ploaie. Bă, nu ți-ar strica. Nu ți-ar strica ca șofer să ai o pelerină din aia, pentru că îți va face bine, știi? Când ai vreo încărcare de aia și plouă de rupe, băi, dă-i tată cu pelerina pe tine și îți faci treaba, domne. Gata, mă, băieți. V-am făcut bagajelul. Sper ca începătorii care pleacă pe comunitate să-și facă bagajelul exact așa cum le-am dat eu acum, stilul 2020. Dacă am uitat ceva, vă mai scriu prin rubrica de comentarii dacă am omis vreun lucru, ceva de pentru bagajele. Vă pupă Sorinel și vă urează o zi minunată. Ne revedem pe data viitoare, dragii mei. Ciao, ciao.